Ceea ce pot să vă spun ca și concluzie este că toate etapele preliminare ale bolii dumneiei, care s-au desfășurat în perioada 4-9 ianuarie la Roman, ar fi necesitat poate o privire mai aprofundată. Cazul acesta, în momentul în care a ajuns în Iași, deci repet, când a ajuns în Iași, respectiv la maternitatea Elena Doamna, ulterior la Spitalul de Neurochirurgie și în cele din urmă la noi, era un caz deja depășit ca și posibilități medicale. Asta-i tot? Păi ce vreți să vă mai spun? Bine. Ce să vă mai povestesc? Nu, asta... Că am tras o concluzie, atâta tot. Da, că medicii de la Roman se apără și susțin conducerea medicală că la Roman s-a făcut tot ce era posibil din punct de vedere al protocoalelor. Din punct de vedere al protocoalelor? Asta nu o să judeci nici eu, nici ei. O să fie probabil niște terți care vor judeca asemenea acest caz. Am înțeles în documentarea pe care am făcut-o și la colegii dumneavoastră de la maternitate că este în curs de desfășurare o anchetă a Direcției de Sănătate Publică, Iași. Da, bineînțeles, normal. E și logic să fie așa.